Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un ocupaj informativ. Aproape în fiecare zi un elev din Vrancea abandonează școala. Oficialii din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea spun că vor intensifica anul acesta activitățile demarate în vederea prevenirii abandonului școlar. O principală cauză a abandonului ar fi neplata la timp a navetei elevilor. Cei mai mulți dintre elevii care abandonează școala sunt cei care urmează cursurile învățământului liceal, urmați de elevii din mediul rural, care, din lipsa banilor, preferă să renunțe la școală pentru a putea munci. Rata abandonului școlar a scăzut în anul 2012-2013, comparativ cu anii școlari precedenți, însă chiar și așa, cifrele rămân ridicate. La sfârșitul anului școlar 2012-2013 s-a înregistrat un număr de 277 de elevi care au abandonat școala. Dacă ar fi să discutăm în amănunt SC-ul la sfârșitul semestrului 2, aș putea spune că s-au înregistrat 207 elevi în mediul urban și 70 de elevi în rural. Dintre acestea, pe sex, pe categorii de sex, am avea 136 de fete și 141 de băieți. Aș remarca faptul că la învățământul forma seral s-au înregistrat cele mai multe abandonuri școlare. Oficialii din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea spun că vor intensifica acțiunile de prevenire a abandonului școlar. De asemenea, se vor relua la nivel de minister negocierile în ceea ce privește decontarea cheltuielilor de transport ale elevilor navetiști. Eu nu aș putea spune că o cauză ar fi naveta sau modul în care s-a decontat naveta. Dar cu siguranță atunci când a avut și vor mai avea loc ședințe cu primarii, cu directorii, prioritar va fi acest aspect, decontarea navetei și asigurarea unor burse, asigurarea banilor de liceu, deci pentru a-i sprijini și a stopa acest fenomen. La nivel de minister există mai multe programe menite să îi stimuleze pe copii către educație. Printre acestea se numără acordarea burselor de merit și cele sociale. Paralel cu acestea există și programe educaționale extrem de interesante și care ar putea atrage pe elevii aflați în risc de abandon școlar. La Colegiul Economic Mihail Cogălnicianu ar putea să se poarte uniforma fiecare zi. O altă noutate este și faptul că elevii nu mai sunt obligați să-și realizeze uniformele la o singură firmă agreată de unitatea de învățământ. La clasele a noua, unde s-a pus problema achiziționării uniformelor, nu avem contract cu nicio firmă. Părinții au fost sfătuiți și îndrumați să achiziționeze singuri uniforme după modelul clasic al colegiului nostru. Fiecare se descurcă achiziționându-și uniforma pe care și-o permite și potrivită elevului. Conform regulamentului de ordine interioară, în prezent elevii Colegiului Economic Mihail Cogălnicianu din Focșani au obligația să poarte uniforma școlară două zile pe săptămână. Conducerea unității de învățământ dorește însă să permanentizeze acest obicei. Intenționez să mă consult mai întâi cu reprezentanții claselor și să vedem care este opinia lor în legătură cu introducerea uniformei, cu obligativitatea în purtare zilnic, și bineînțeles și cu părinții, în cadrul ședințelor cu părinții ce vor avea loc în viitorul apropiat și dacă obțin un acord, o majoritate de opinii, chiar mi-aș dori ca la Colegiul Economic uniforma să fie purtată zilnic. Directorul Colegiului Economic Mihail Cogălnicianu din Focșani, Cristina Gheorghiță, consideră că elevii ar trebui să fie mândri că poartă uniforma unității de învățământ. Mai mult ar dispărea și diferențele între elevi în ceea ce privește situația materială. Consider că uniforma este un blazon pentru un colegiu care se respectă și personalizează colegiul respectiv, îi conferă o eleganță, o anumită ținută morală. Pe de o parte, iar pe de altă parte, purtarea uniformei cred că ar putea să anuleze micile diferențe dintre elevi, diferențe legate de situația lor materială, care le permite sau nu purtarea unor haine diferite. Rămâne de văzut acum cât de mult își doresc elevii să poarte zilnic uniforma. Ploile torențiale din ultima perioadă au distrus o parte din drumurile comunale din Jariștea. Conducerea locală își face griji că își nu știe de unde va face rost de bani pentru reprofilare drum și balastare. Ploile torențiale au făcut prăpăd până făgașe adânci de-a lungul unor drumuri comunale din Jariștea. Edilul local spune că în acest an au fost nevoi să reabiliteze aceste drumuri de 5 ori, cheltuind bani pe care i-ar fi putut folosi pentru rezolvarea altor probleme ale comunității, dacă forțele deslănțuite ale naturii nu ar fi produs aceste pagube.
Din păcate, iată că, cu regret spun, a cincea oară anul acesta avem probleme în ceea ce privește infrastructura, mă refer la drumurile balastate. Cu toate eforturile pe care le-am depus până acum, prin toate demersurile pe care le-am făcut și sprijinul pe care l-am obținut de la autoritățile județene, totuși ploile din ultima perioadă, respectiv din ziua de joi și noaptea de joi spre vineri, au afectat două segmente de drum, două tronsoane destul de grav. Mă refer la strada Poiana Părului, unde este o trecere și o confluență care se petrece acolo și care de fiecare dată când apa este peste 50 de litri pe metru pătrat avem probleme. Și de asemenea pe zona de margine, unde avem drumul județean 205B și care, cu toate că rigolele sunt făcute, nu au făcut față, toate acestea ducând la o blocare într-o zonă, punctul Luca, cum îi spunem noi, din cei din Jaliștea, și care a afectat o casă în ceea ce privește curtea acesteia, respectiv crama din spatele casei. Sper pe această cale să facem demersurile necesare în ceea ce privește obținerea de fonduri, măcar pentru readucerea la starea inițială. Eu vă spun și recunosc că am început deja demersurile în regim propriu și sper ca într-o săptămână să aducem toate zonele la starea inițială pentru a putea face față recoltatului, pentru că până la urmă urmei ploaia vine, dar oamenii trebuie să-și ducă recolta acasă. Localnicii sunt nemulțumiți, dar n-au ce face. Cu natura nu te pot spune. Dar ce măsuri pot fi luate atunci când anumite lucrări nu pot fi realizate din cauza unor jăriștieni care se opun unor decizii constructive? Toată piatra de acolo a dus-o și a spalat și ne-a făcut șanse înainte de forță. Atunci eu să las să treacă pe la poartă, să-mi iei poarta în primire. Aveți necazuri mari aici? Foarte mari, din cauza neamenajării drenului de apă care preia la intrarea pe stradă, preia mai multe trasee de dren. La rugămintele noastre și sesizări către primărie, primăria a încercat să intervină din cauza unei persoane care nu permite să lase oamenii să lucreze, cu toate că nu are niciun drept, ne creează probleme. Deversează... Nu mai puteți intra în curte cu mașina, ieși? Exact, deci nu mai putem circula nici cu piciorul, nici cu tractoarele, care e un drum funcțional care se folosește spre accesul și spre alte case și spre terenurile care le deține anumit proprietari, ne creează numai probleme. Înseamnă că de câte ori plouă mai tare, așa se întâmplă, da? Deci, cel puțin de 2 ani, aceeași problemă. Conducerea locală își face griji, că își nu știe de unde va mai face rost de bani pentru reprofilare, drum și balastare. 2013 a fost un an bun pentru agricultură. Fermierii obținut recolte bune la cereale, la porumb și floarea soarelui. Bine au mers și culturile tehnice, asigurând agricultorilor un venit care le permite să-și facă proiecte pentru 2014. La cultura de porumb, culesul este întoi. În acest an bun pentru agricultură, cu umiditate bună în sol și precipitații la momentul oportun, recolta este una de excepție. În medie, fermierii au obținut între 5.000 și 6.000 de kilograme de boabe porumb la hectar. Se poate menționa că a început culesul în special pentru gospodăria populației, unde sunt suprafețele mici și izolate, fapt care a permis acest lucru și datorită maturizării lui mai rapide față de loturile mari, unde se începe recoltatul mecanizat în boabe conform programului stabilit. Particularii și le recoltează porumb știulete și de aceea este mai rapidă această demarare a acțiunii. Având în vedere că a fost totuși un an bun din punct de vedere meteorologic, cam cât se estimează la hectar? Deci, pentru porumb, exprimat în boabe, stas, se estimează ce și-au programat undeva la 4.300-4.500, cu o medie, într-adevăr, în jurul acestei cantități programate și estimate. În opinia specialistului și prețul de achiziție este unul bun, între 0,8 și 1 leu pe kilogram, suficient ca fermierul să-și acopere cheltuielile și să-i rămână și un mic profit.
În acest an, Festivalul de Poezie de la Adjud, care poartă numele ilustrului poet și actor Emil Bota, a fost un succes. Pentru concursul organizat cu acest prilej, la care au participat peste 60 de tineri creatori din întreaga țară, organizatorii au primit în jur de 500 de poezii, marea majoritate de foarte bună calitate. Marele premiu a fost adjudecat de o elevă din clasa a 12-a din județul Suceava. Momentul mult așteptat al Festivalului de Poezie de la Adjud, la care au participat scriitori din întreaga țară, le-a constituit premierea câștigătorilor. În acest an, juriul, format din poeții Liviu Ioan Stoiciu, Paul Spirescu, Adrian Botez și Corneliu Antoniu, președintele Uniunii Scriitorilor Filiera de Sud-Est, a avut surpriza enormă să constate apariția unei noi generații de poezi de 18-19 ani. Un grup spectaculos provenind din județul Suceava, despre care președintele juriului Liviu Ioan Stoiciu spunea cu înminunare că pun baza noii poezii românești, o poezie care vine de la sine, poezie intuitivă se numește și care înseamnă suprarealism. Baza poeziei românești și aceea adevărată este exact asta, intuitivă, poezia care vine de la sine. Nu poezia calculată a unui profesor sau a unui, nu știu ce, mare doctor, docent. Poezia intuitivă, mai ales la români, din păcate n-a fost apreciată destul. Eu am o teorie, aceea a avangardei românești, care nu este exploatată în literatura română cum trebuie. Acolo este numai intuiție. Ceea ce se cheamă suprarealism. Toată baza era pe intuiție, pe ceea ce venea direct din creier și punea pe hârtie. Nu mai revenea asupra textului, nu mai tot calcula și îl aranja. Cei trei câștigători, care au primit alături de o diplomă și câte 500 de lei premiu 1, 400 de lei premiu 2 și 300 de lei premiu 3, sunt din Suceava și sunt îndrumați de profesor Gheorghe Cristian, care, în opinia lui Liviu Ioan Stoiciu, a adus la putere o nouă sensibilitate în creația poetică. Cei trei câștigători, elevi de liceu, sunt Anastasia Gavrilovici, Daniela Bejenariu și Vlad Sibechi, un nume cunoscut deja printre iubitorii de poezie. Îți vorbesc despre cuvintele cu care era sau trebuie și trume. Când stăm față în față, gurile noastre scuipă fluturi ca de mort într-o limbă de care le folosim doar când vrem să ne cerem iertare. De câte ori să-ți spun că nu ești nici măcar o umidă, fiindcă strivită din tine nu va ieși niciodată altceva decât noroi. Porți în tine un fluture bolnav pe care l-ai biciuit cu păreri de rău în zilele când singurătatea îți urca în gânduri ca o hemoragie internă. La acest adevărat eveniment au fost de față, printre alții, poetul și criticul Florentin Popescu, prozatoarea Doina Popa, poeții Valeria Manta Tăicuțu, Virgil Panait, Apostu Panaitache, Vultureanu, Marin Moscu, un numeros public. În cadrul zilelor orașului Odobești a fost prezentat volumul Război cu zurgălăi, semnat de scriitorul local Constantin Apostol, membrul al Uniunii Scriitorilor din România. Romanul este prefațat de dr. Romeo Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură Odobești. Enigmaticul Constantin Apostol este scriitorul care a nemurit orașul Odobești. Prin romanele sale, Amarul sânge al strugurilor și Război cu zurgălăi, autorul a reușit să introducă Odobeștiul în literatura română. Am reușit în acest an să reedităm al doilea roman al scriitorului Constantin Apostol, în care povestește despre viața odobeștenilor din timpul Primului Război Mondial. Romanul Război cu zurgălăi este o frescă dureroasă, dar autentică a târgului din Odobești, în momentul când germanii construiau o cale ferată spre Măgură, unde se afla punctul de comandă al armatei germane. Romanul a fost prezentat la toamna odobeșteană, sâmbătă, însă va fi lansat în cursul lunii octombrie, în aceea zi cu lansarea hărții culturale a orașului Odobești. De asemenea, dacă am prilejul să anunț pe această cale, vreau să spun că vineri 20 septembrie, la ora 10, la Casa de Cultură, va fi vernisată expoziția Cazacli, Biserica Negustorilor de Vinuri. Este și începutul unei campanii de promovare a singurului sau a ultimei ruine a unei biserici din Vrancea, Biserica Sfinții Apostoli, din strada Cazacli. Volumul Război cu zurgălăi a fost oferit de către Daniel Nicolaș, primar orașului Odobești, tuturor personalităților prezente la simpozionul găzduit de Casa de Cultură din localitate, cu prilejul zilelor orașului dintre vii.
La final vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă se va încadra în jurul valorii de 14-16 grade, iar cea maximă între 23 și 25 de grade. Doamnelor și domnilor, aici punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți o seară cât mai frumoasă. La revedere!